Salut, Lucia! Îmi pare bine că am onoarea să te felicit și pe tine de ziua ta de naștere și am un mesaj să-ți transmit, draga mea. Am să întorc așa ecranul, telefonul, ca să filmez momentul. Ne-am înțeles? Este o adevărată bucurie să ai o soră mai mare, în toate să te susțină, să-ți fie și alinare și la greutate umăr, și la bucurie sprijin. Trei surori suntem, trei doruri mari avem. Iar astăzi fiica ta, frumoasa noastră scumpă, este omageată. Face deja un an. Mătușa te o sărută și o îmbrățișează cu drag. Pe tine tot te îmbrățișez. Uite așa, da, Domnul, tu mâine omageată ești. Cu această ocazie, sora mea, eu îți dedic acest mesaj. Trei surori suntem la mama. Voi două v-ați ales câte o țară, acolo ați plecat. Eu am rămas aici și ne-am înstrăinat. Cândva de despărțit, noi toate trei de mână, împreună aceeași școală am absolvit, același colegiu, trăiam într-un cămin și asistente medicale toate am decis să fim. Trei picături de apă. Am fost un tot întreg, dar astăzi unde suntem, mă întreb? Cât a durut ruptura dintre surioare de strămată legătură. Sora mea scumpă, multe griji mi-am făcut pentru tot ce ai trăit. Cruntă a fost cu tine soarta și a decis ca să te bată, dar nu e totul pierdut. Uite ce fată Domnul ți-a dăruit. O minune aleasă, o gospodină în casă. La mulți ani, prințesă. Mă rog eu zi și noapte să fim din nou aproape. Să vii acasă tu cu drag să te cuprind, să-mi alini sufletul. Dorul e mare și tare mă mai doare, eu niciodată nu vă uit. Sunteți cu mine în gând și mă rog lui Dumnezeu să fiți fericiți, cu familia uniți. Mulți ani să trăiți, să nu mai suferiți. Să fie viața colorată așa cum ne-a fost copilăria, când noi eram vesele și fericite, în toate ne înțelegeam. Ziua lucru făceam, iar seara la joacă fugeam. Erai ca o mamă pentru mine, în toate mă ajutai pe mine. Și mă păzeai de tot ce-i rău, să te ferească pe tine Dumnezeu, să te ferească de orice primejdie, să ne auzim numai de bine. Soră scumpă, la mulți ani, fetei tale, mâine tu, ești omageată și sunt foarte bucuroasă că suntem trei fete în casă. Și cu a ta fat patru, eu mă rog să fie bine și la mine și la tine. Te iubesc și nu te supăra pe mine dacă mai răruți te sun. Nu uita, te rog ce spun, mult țin la tine, te iubesc și numai bine îți doresc. Uite, Lucia, o poveste întreagă de viață despre tine, scumpa mea. Astăzi este omageată fetița ta, Valeria. Și transmit ei la mulți ani. Dar mâine ești omageat tu. Uitați-vă, un pic, dacă mai răbdai. Lucia, mă auzi? Și sora ta, dă să spun din partea cui vine felicitarea. Surioara ta, Raisa, și familia ei. Mama, Nina, și surioara, Cristina, și tot cu familia ei. Dar am vorbit cu Raisa, ea mi-a povestit tot despre voi. Lucia, la mulți ani, scumpa mea, și scuze-mă dacă ți-am adus o lacrimă, dar sper că e de fericire, de bucurie. Și vreau să-ți cânt un pic și acum să le transmiți ceva și lor. Vreau să-ți cânt o piesă de ziua ta. Fii așa puternică, fiindcă știți cum, eto mie tot multă lumea așa îmi zice, viața ne dă atâta cât putem duce. Și înseamnă că dacă ți-o dat atâta să duci, înseamnă că ești puternic. E că așa și ne oamenii îmi spun și-i drept. Hai cu pentru tine. Azi e ziua mea, iubite, azi pe lume m-am născut. Cine și-a adus aminte, mulțumesc atât de mult. Cu prietenii de-o viață, să petrec până dimineața. Și câți ani o-i mai avea, să-i petrec cu ei aș vrea. Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa. Anul care va veni, tot frumos îl voi trăi. Mâine este ziua ta, mâine te vei distra cu ea, cu Valerica ta frumoasă. La mulți ani la tine în casă. Și îți urez să ai răbdare, puteri să crești fetița. Este o comoară, am și eu o dulce. Mi-aș dori doar sănătate, să rămân așa cum sunt, că în rest le am pe toate, ce-aș putea dori mai mult. Azi e ziua mea, iubite, și a Valericăi dragă, să trăiască la mulți ani toată familia voastră.
Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa. Anul care va veni, tot frumos îl voi trăi. Astăzi este ziua mea, mâine mă despar de ea. Uite un an a mai trecut, ce frumos l-am petrecut. E ca așa frumos treacă anii, chiar dacă greu, dar trebuie să spunem că e frumos la urmă. Draga mea Lucia, hai un mesaj pentru surioara ta, poți spui. Da, mulțumesc tare mult pentru felicitare, îți doresc și eu numai bine, dar ne dor și ne vedem și sper că în curând ne vom vedea. Dumnezeu e mare, las că ori să deschidă granițele astea, dar am să deschid de grabă, zic. Până deschide, da. Sperim tot. Da, trebuie să știi cum să... Să avem răbdare și să, da, să ne spunem la ce și ne pun alții de sus. Așa e, bine, la mulți ani. Pentru Raisa ceva care cu ea am vorbit, aparte ceva, vrei să-i spui sau? Păi, da, mi-e dor de dânsa și mulțumesc tare mult. Și bă sănătoasă și ești familie întreagă. Da, Doamne, la mulți ani. Ia o să vadă acest filmuleț. Gata, nu lăcrima, asta e viața și să facem. Așa-i, așa-i. Mă bucur că sunteți trei fete, Cristina, tu și Raisa. Și bravo că iată așa țineți legătura și puteți vorbiți frumos una de alta. Bine, la mulți ani!